În urmă cu un an de zile, primarul comunei Grădinari, Mihai Ioana, se lăuda cu obținerea de fonduri externe pentru înființarea unui after school la școala din localitate. Acum, când au apărut sesizări că el funcționează fără niciun fel de aviz sau autorizație, edilul se leapădă de realizare. În plus, este foarte deranjat de interesul manifestat de jurnaliști pentru această investiție. Valoarea acestor proiecte este undeva la peste 1.500.000 de euro. Pe educație, un after school unde vor beneficia 60 de persoane, 60 de copii din clasele 1-4 și clasele 4-8. Nu cunosc, domnul, nu e treaba mea cu after school. Conducerea școlii, prinsă cu o caua mică, plasează răspunderea privind funcționarea ilegală a activității în sarcina asociației non-guvernamentale parteneră. În plus, directorul refuză să prezinte documentele care să ateste că hrana copiilor corespunde calitativ și este livrată de firma cu care apare contract. Ea a negat că hrana ar fi preparată la centrul de evenimente din Ștefănești-Vâlcea și el neautorizat. A recunoscut însă că masa se servește în sala de clasă neamenajată special, așa cum prevede legea. After school-ul meu din școală este din parteneria cu Asociația Romilor Amare Romenți. E cam impropriu spus after school. Este un program de activități după școală. After school. Orice activitate în care se pune la masă copii trebuie să prezinte avizul sanitar. Da, am aviz sanitar. Nu, ba da. Cei de la DSP. Deci e doamna care se ocupă de firma de catering de la Craiova, mi-a dat toate documentele cu a venit și în control de la sanitar. Calitatea produselor, e altceva. Nu m-am ocupat eu de aceste hârtii, asociația respectivă care ne finanțează proiectul. Dacă se întâmplă ceva cu copiii ăștia, dumneavoastră răspundeți. Da. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt cunosc faptul că activitatea desfășurată la grădinari prezintă și o componentă after school, dar, ciudat, susțin că nu era obligatoriu avizului ca în cazul celorlalte unități de învățământ de acest tip. Motivul invocat, școala are personalitate juridică, deci răspunderea este a școlii. Școala din grădinar desfășoară pe baza unui acord de parteneriat un proiect în asociație cu Centrul Romilor Amare Romența încă din noiembrie 2013. Proiectul pe care îl desfășoară școala din grădinar se numește Zefir, împreună pentru putere de acțiune, Fondul pentru Incluziunea Romilor și altor grupuri dezavantajate. Proiectul este finanțat de Programul de Cooperare Român-Elvețian. Activitatea de acolo este avizată de inspectoratul școlar? Nu avea nevoie să fie avizată de inspectoratul școlar pentru că este o activitate a școlii. Direcția de Sănătate Publică susține în scris că școala nu a solicitat avizul sanitar pentru astfel de activitate ce impune și servirea mesei de către copii. Pentru a lămuri situația, prefectul de Olt, Silviu Neacșu, a solicitat verificarea situației de către o comisie multidisciplinară. Rezultatul verificărilor va fi făcut public la finalul controlului.